Bun găsit, doamnelor și domnilor! Trăim vremuri turburi, iar sentimentele noastre sunt din ce în ce mai amestecate. Viața noastră se împarte acum între noi și cei pe care trebuie să-i ajutăm, cei care își caută liniștea. Mulți și-au găsit-o și aici, la Iași. Poveștile lor le vom afla astăzi, suferința lor și durerile, vom vedea dacă există leac pentru ceea ce se întâmplă. Vorbim așadar și astăzi la TVR Iași despre războiul Rusiei în Ucraina. Un război în care Rusia nu mai are armată, dar are arme. Un război pe care Rusia nu-l poartă cu armata ucraineană, ci cu poporul ucrainean și mai mult decât atât, îl poartă cu toată lumea civilizată. Discutăm despre toate acestea și multe altele cu invitatul nostru de astăzi, domnul Teodor Răileanu Olariu, de profesie psiholog. Bine ați venit alături de noi în studio. Spuneam înainte de emisiune că prima dată, pe 24 februarie, și iată de bună vestire, cum să-i spunem, comemorăm, marcăm o lună de când acest război incredibil se petrece sub ochii noștri, în carne și oase, se petrece aici în fața noastră, dincolo de granița, atât de aproape, războiul invaziei Rusiei în Ucraina. Vorbeam că prima dată am fost șocați, n-am putut să credem. Nici acum nu ne vine să credem. Apoi a urmat un val de empatie și solidaritate. Și apoi alte și alte sentimente. Cum vede psihologul toată această perioadă, această lună atât de dură? Psihologul vede cu uimire. Cu uimire, poate și un pic cu fascinație. Adică va trebui să vă explic și uimirea și fascinația. Studiu de caz, nu? Evident. În primul rând, uimire pentru că eu personal, dar cred că sunt foarte mulți ca mine, nu mi-am imaginat că vreodată să ajungem să trăim atât de aproape un război oribil, precum îl vedeam în reportajele de acum 70 de ani, din al doilea război mondial. Este absolut incredibil. Și este o uimire tristă, amară, însoțită de foarte multă dezamăgire. Ne așteptam și noi în secolul 21, așa, ca umanitate să fi progresat un pic la nivel mental, să ne depărtăm un pic de latura noastră animală, violentă, instinctuală. Poate de asta nici n-am crezut în amenințările pe care Kremlinul le făcea la adresa Ucrainei. N-am crezut până în dimineața la 24 februarie, când ne-am trezit sub atacul știrilor despre bombardamentele din Ucraina. Din nefericire, extrem de multă lume nu a crezut. Nici din zona occidentală, da, lumii libere, din care, iată, facem parte. România este o țară occidentală acum, cu toate bagajele. Și o să revin un pic aici să vă explic și cu partea de fascinație. Dar suntem o țară occidentală. România a ajuns țară occidentală. Nici din tabăra noastră a occidentalilor nu a crezut nimeni că acele exerciții militare se vor transforma într-o invazie absolut oribilă și un război crunt. Dar pe de altă parte, nici în zona estică, nici în Rusia, foarte multă populație nu a crezut că, inclusiv soldați, avem atâtea știri și informații că nici măcar soldații nu știau că va fi altceva decât un exercițiu. Și uite cum în secolul 21 ajungem la concluzia, de fapt ne dăm seama de ce e bună democrația. Pentru că democrația împiedică un grup mic de oameni să o ia razna, cum vedem acum în Rusia. Asta face democrația. Trebuie să fie mai mulți oameni care iau razna. Și nu doar puțin. Să depășească un pic majoritatea, nu? Exact. Ca să-și facă de cum este cazul acum în Rusia. Pentru că acest război nu este războiul Rusiei, nu este războiul poporului rus, eu refuz să cred asta. Este războiul unei nomenclaturi foarte, foarte restrânse, unui grup de oameni. Și acum motivele pentru care au luat-o razna, asta este o altă discuție. Cred că merge spre psihiatrie. Deși multă lume zice că să nu justificăm acest gest prin nebunie. Că nu e vorba doar de nebunie. Este nebunie. Este o discuție foarte complexă și am citit foarte multe analize. Ține și de profilul personal, într-adevăr, al liderului Maxim de la Kremlin. Dar ține și de contextul geopolitic, ține și de mentalități, ține și de tradiții, ține și de o anumită criză identitară a Rusiei în lume,
mecanismele sunt foarte, foarte complexe. Din nefericire, este încă o lecție pe care trebuie să o învățăm din istorie, să avem foarte mare grijă la democrație, pentru că este foarte fragilă și se poate transforma foarte rapid într-o nenorocire. Sigur, nu e primul individ de genul acesta din istorie care pune la pământ o lume întreagă până la urmă. Pentru că în acest moment e războiul Rusiei cu toată lumea, da? Și nici măcar China, India și chiar și Belarusul a făcut jumătate de pas înapoi în a susține acest război. Aici vă contrazic și îmi cer scuze. Rusia nu a pus la pământ o lume întreagă, ci dimpotrivă. A fost pusă la pământ de o lume întreagă și, dacă ar fi să folosesc o metaforă, Rusia are genunchiul pe grumazul Ucrainei, care nu este singură. Și din nefericire, ca orice bully, ca orice golan din curtea școlii, dacă agresează un copil mai mic și nimeni nu sare, toată lumea va avea impresia că acel golan este cel mai tare din curtea școlii. În momentul în care acel copil care este agresat nu este singur și toți cei din jurul lui se mobilizează, acel golan devine mic. A pus la pământ lumea emoțional, cel puțin, pentru aici, că da. Pentru că e greu să vezi milioane de oameni care își părăsesc casele, organizațiile internaționale, Salvați Copiii, de exemplu, spunea că vreo 3 milioane și ceva de copii din Ucraina au plecat de acasă, o parte în țara, au rămas în Ucraina, dar s-au dus în părțile, în acest moment, ceva mai sigure, alții au trecut deja granița, oameni uciși, case distruse, nu mai vorbim despre atacurile care au fost asupra maternităților, asupra teatrelor, dar moartea oricărui om înseamnă mult prea mult. S-a trecut dincolo de ceea ce ar fi trebuit să se întâmple. Și suntem martori direct al acestor tragedii, în primul rând de acolo, din nord, da, de la vămile, pe unde au intrat în această lună, cât să fie de acum, câteva sute de mii, erau 500-600 de mii de ucrainieni care au trecut, au venit în România. N-au ales foarte mulți să rămână la noi, majoritatea a plecat spre Occident. Au îndrăznit însă unii să-și încerce norocul sau, eu știu, să vadă dacă își pot găsi liniștea la Iași. O poveste de genul acesta am filmat săptămâna aceasta în Iași, e vorba despre Aliona. Aliona a venit de la Vinița împreună cu cei trei copii și cu soțul și să spunem că în Ucraina, dacă ai în grijă trei copii minori, mă refer la tați, atunci aceștia sunt scutiți de a merge pe front. Așa încât au putut să vină toți cinci aici la Iași și după două săptămâni Aliona chiar s-a angajat. Cum se simte ea acum, aflăm din reportajul următor. Ми всі спали. Прокинулися чоловіком від звуків взрива. Я прокинулася, в нього питаю, що це? Він говорить, це почалося. Ми розбудили дітей і почали збирати валізи. Переживання за своїх дітей, за свою сім'ю. І питання, куди діватися, куди ховатися. Ну, в принципі, бистренько ми доїхали, не було таких великих пробок. Are 33 de ani și a fost binecuvântată cu trei copii. Șansa lor a fost că soțul Alionei cunoștea o familie din Iași pe care a sunat-o pe 24 februarie și a întrebat-o dacă i-ar putea găzdui câteva zile. Oamenii le-au sărit imediat în ajutor și le-au pregătit toate cele necesare. După o oprire la Vinița, au trecut prin Republica Moldova și apoi au intrat în România pe la Sculeni. Au fost cazați la un hotel de lângă Iași, băiețelul de 5 ani a fost înscris la grădiniță, în timp ce copiii de 9 și 14 ani urmează să aleagă dacă vor merge la cursurile în limba română sau în engleză. Хотілося після того, як ми зупинилися в готелі,
хотілося йти працювати, щось робити, щоб не сидіти просто сложа руки. Опять дякуємо добрим людям, які допомогли з роботою. Мене тут зустріли дуже тепло, дуже привітно. Колектив дуже чудовий, мені подобається тут працювати і все. La o săptămână după ce a ajuns în Iași, Aliona s-a angajat ca bucătăreasă la un bistro din cadrul asociației Mai Bine, implicată în numeroase acțiuni de solidaritate. A fost puțină teamă, pentru că posibil să nu știe limba, posibil eu să nu fac față, dar Aliona nu știe limba. În schimb, își dă silința foarte tare și învață cuvinte în română. Eu încerc să învăț cuvinte în ucrainiană, să ne întâlnim undeva la mijloc. Bine dimineața, bine ziua. Так, по кухні знаю куці, куціт, фарфурія. Aparent, Aliona și-a găsit liniștea. Copiii s-au obișnuit și își fac deja prieteni, iar soțul lucrează și el la cel care îi găzduiește în acest moment, după ce a fost scutit de front pentru că are în grijă trei minori. Însă sufletele lor sunt chinuite în continuare. Ceilalți membri ai familiei au rămas în Harkov, acolo unde este și mama ei. Дуже тяжко мені з ними спілкуватися, тому що там неспокійно. Вони ночують в підвалах, ховаються. З їдою, з їжею і гуманітарна допомога якась там надається, але все одно йде війна. Eu am încercat să nu să căi cu întrebări despre război, despre Ucraina. O las pe ea, încet, încet, dacă vrea să-mi spună, încerc să nu mă bag foarte tare în sufletul omului. Думаю, що буде перемога. І ми повернемося додому, до свого минулого життя, будемо відбудовувати і будемо там жити. І вас в гості будемо приглашати. Zilele trecute, mama Alionei a trimis o poză din curtea casei lor din Harkiv. Printre bombe și ruine au răsărit primele flori de primăvară, semn de speranță și putere. Și o жінки, так, дуже сильні. Я думаю, вони ще переживають за своїх дітей, за свою сім'ю, і їм просто немає шансу опускати руки. Да, я є Aliona din Harkiv sau Harkov, e cunoscut acest oraș. Au fost primiți cu brațele deschise. Chiar ei mărturiseau la un moment dat colegilor noștri care s-au aflat și se află în continuare acolo la Vama Siret. Acolo la ei acasă, drumul până la graniță nu a fost la fel de, plin de speranță cum este aici. Adică ei între ei nu se ajutau așa cum au fost ajutați aici de români. A fost așa o explozie de solidaritate și de empatie. Asta are legătură și cu ce vă spuneam la început, cu fascinație. Aceste evenimente nefericite din Ucraina, mie personal, mi-au strânit o grămadă de sentimente pozitive legate de noi, de români. Modul în care ne-am mobilizat, exemplar, neașteptat, cu viteză, cu resurse, cu organizare. Eu am fost și eu în vamă la Sculeni, am încercat și eu să ajut cum am putut acolo și am fost chiar în primele zile când au început să vină refugiați. Oameni care efectiv veneau în vamă la Sculeni fără să știe cu ce o să ajute. Nu cred că durau un sfert de oră până când fiecare își găsea locul și s-a creat așa, doar din oameni obișnuiți, din români, din ieșeni, absolut obișnuiți, s-a creat un mecanism foarte eficient de a ajuta. Care e cu transport, care e cu cazare, mâncare aici, cu informații, s-au găsit translatori. Adică în primele 2-3 zile era un aparent haos. În schimb, eram foarte, foarte eficienți. Poate s-a încetinit, știu eu, fluxul de mașini din cauza că foarte mulți ucraineni se opreau. De fapt, ucrainienice, pentru că marea majoritate, covârșitoarea majoritate a mașinilor erau tixite cu femei și copii. Și femei speriate care nu știau încotro să o apuce și vedeau acele mese cu lumini artizanale ce am pus noi acolo și evident întrebau ce se întâmplă, ce facem mai departe. Primeau cartele telefonice cu minute și pe Ucraina și cu internet se poată conecta un GPS.
mâncare, pampers, absolut tot ce era nevoie, jucării. Celebrele jucării de pluș. Tot ce era nevoie se găsea acolo. Și asta în câteva zile, adică românii s-au mobilizat neașteptat. Și vedeți, există o mică parte bună, e mult spus, o mică parte bună din această nenorocire, tragedie din Ucraina. De obicei, tragediile unesc oamenii. Și noi românii am reacționat extrem de sensibil și de empatic la suferința acestor oameni și ne-am mobilizat cum nu-mi imaginam vreodată. Dacă știu eu până acum 2-3 luni în urmă, că românii sunt nu știu cum, că românii nu se ajută între ei, că mai degrabă străinii ne ajută. În momentul în care a apărut o urgență reală și o suferință reală a unor oameni, chiar dacă sunt de peste graniță, românii s-au mobilizat extraordinar de bine. Și imediat, eu sincer mă așteptam și autoritățile să aibă o inerție mai mare. Dar imediat, la 2-3 zile, deja era, la prefectură era număr unic în care se puteau gestiona voluntarii, apoi organizațiile, și eu sunt voluntar la Civica acum, permit să-i numesc pentru că fac o treabă excelentă. Și foarte implicați acum excelentă în acțiunile de solidaritate. De pe Anastasie Panu. Și România IT-știi și românii s-au mobilizat și au creat site-uri în limba ucraineană în câteva zile. Cu informații și... Asta îmi dă mie un optimism extraordinar și de asta mi-am permis să zic că România este Occidentul, pentru că atâta amar de resurse. Haideți să vă dau un mic exemplu. Să iei 4-5 boxuri de Pampers și niște șervețele și niște lapte praf, să zicem, cheltui 100 de euro, 5 milioane. Da? Este o sumă, nu-i mică. Dar pentru noi ca români putem să ne rupem de la gură să ajutăm niște oameni nefericiți. Un soldat simplu rus are pe lună 28 de dolari. Ca să vă dați seama cam care e diferența. Și faptul că noi ne-am permis, românii obișnuiți, ne-am permis să rupem la gură 1 milion, 2, 3, asta înseamnă 20, 30, 40, 50, 100 de euro. La 1000 de oameni sunt 100.000 de euro. Asta este puterea economică, umană, a democrației și a Occidentului în România. Suntem țară occidentală. Pentru mine a fost un mic șoc, recunosc. Da, acum e adevărat, fluxul de refugiați s-a mai diminuat, deși atacurile continuă și s-au extins aproape pe întreaga suprafață a Ucrainei. Asta nu înseamnă că nu vor continua să vină refugiați din Ucraina. Pare că suntem în continuare pregătiți, dar dacă aici am trecut cu succes examenul de solidaritate, de umanitate până la urmă, ce s-a întâmplat cu cei care sunt captivi în fața micului ecran, în fața știrilor și care la 2-3 zile după declanșare, când și-au revenit din șoc, au fost cuprinși de panică? Ce se va întâmpla dacă Putin, în nebunia lui, va trece dincolo de granița Ucrainei? Ce se va întâmpla cu noi dacă vom fi atacați? Tot felul de întrebări, mai mult sau mai puțin justificate, dar care au indus o stare de panică. Să nu uităm, venind și de pe fondul pandemiei, a fost un teren perfect pentru a declanșa, efectiv, niște situații destul de nefericite. Așa este. Pandemia a creat o bază, un fond de anxietate și episoade depresive. Nu mă grăbesc să zic depresie ca boală, dar episoade depresive. Dar în principal anxietate, acea frică difuză fără un obiect precis. E o frică care rulează în background, în spatele capului constant. Nu e foarte intensă, dar suntem tot timpul tensionați. Asta e anxietatea. Ei, 2 ani de pandemie... Și am vorbit mult, chiar am făcut și studii împreună cu domnul profesor Ticu Constantin, care este directorul Școlii Doctorale de Psihologie de la Iași, acum făcându-mi și doctoratul în psihologia fake news. Dar am studiat destul de mult, am făcut studii referitoare la atitudinea românilor în timpul pandemiei față de stres, anxietate și perspectiva viitorului. Și într-adevăr, dacă la începutul pandemiei românii erau destul de optimiști, se așteptau cam în 6 luni, maxim un an, totul să se încheie,
după primul an de pandemie și cu lockdown și cu toată nebunia, optimismul a mai scăzut și a lăsat loc unei stări de teamă difuză, dată de faptul că nu știam ce o să se întâmple. Știți, oamenii se tem cel mai mult de necunoscut. În momentul în care nu știm la ce să ne așteptăm, toată ființa noastră se pregătește pentru orice fel de dezastru ar putea apărea. Iar asta creează o stare de tensiune continuă. Asta ne-a creat pandemia și ne-a sensibilizat foarte mult și știu eu, în calitate de psihoterapeut, să zic că fără o intervenție specializată, aceste simptome de anxietate și episoade depresive ar dispărea de la sine, dacă ar fi liniște și pace, ar dispărea de la sine în câteva luni, 3-4 luni până la 6 luni. Dar ele dispar, pentru că tendința noastră ca oameni este spre echilibru, spre liniște sufletească. N-am apucat să terminăm pandemia. Și a venit războiul. Și a venit războiul. Pare și mai grav. Știți, guvernul României se pregătea, anunțase deja așa pe surse, gata, încheiem pandemia oficial. Restricții zero. Restricții zero. Și asta a creat în rândul românilor, cum e și normal, o stare așa de optimist în expectativă. N-am apucat. N-am apucat pentru că o săptămână înainte să încheiem oficial pandemia, s-a trezit cineva de la Kremlin că ar fi bine să facă un război regional și să ne sperie pe toți. Ei, a fost într-adevăr o perioadă de panică, cel puțin în primele două săptămâni și în România. Cunosc oameni care și-au făcut bagaje, au început să-și caute, să-și vândă casele, să fugă. Deci asta mie mi-a spus, deși era o frică irațională, pentru că era mai mult o frică, știu, de necunoscut, dacă vine și la noi. Ei, văzând apoi că suntem sub umbrela NATO și că, de fapt, sunt foarte multe țări care ne sprijină și pe noi, și țările baltice, și Polonia. Este un front unit acolo. Plus faptul că armata sovietică, mai putem să zicem sovietică, se comportă complet, aiurea. Și după dotare se pare că a rămas din perioada respectivă. Cam tot de pe acolo. Ei, armata sovietică împotmolindu-se efectiv, știți, a mai scăzut teama la noi. Adică, bă, dacă n-au reușit să se bată pe Ucraina, o să ia la bătaie cu NATO, puțin probabil. Și atunci, această frică, această panică a început să înregistreze ușor-ușor o pantă descendentă. Au mai fost acele episoade cu benzina, cu uleiul, acum am înțeles că e cu motorina și nu știu, și în pandemie au fost făina și hârtie igienică. Și mai e o poveste cu pastilele de iodură, da. Da, și aia, e o chestie absolut minunată. Da. Dar eu nu m-aș grăbi să-i condamn pe români și în niciun caz pe oamenii simpli care se informează mai dificil sau au surse limitate, știu, numai televizor sau Facebook sau mai nou circulă tot felul de prostii pe WhatsApp. Aici poate ar trebui să se sesizeze cineva cum ajung numerele de telefon ale oamenilor să fie folosite în propagandă. Și fiindcă se informează din surse limitate și de multe ori biasate, distorsionate, fie le este alimentată frica, panica, fie apar, știți cum sunt, știri care să fie foarte pompoase ca să vândă publicitate. Și atunci asta le creează oamenilor o stare de tensiune. Dar în contextul acesta al războiului apar în prim plan concepte care sunt prăfuite tare, credem noi, de patriotism și de a lupta pentru țară. Da? Adică te duci să mori pentru țară, nu? Ni s-a tot spus lucrul ăsta și aproape că le luăm ca atare, da? Dacă le analizăm un pic, vom vedea de fapt ce se ascunde. Aș vrea însă să urmărim împreună înainte alți ucrainieni care luptă, pentru că ei luptă și acolo acasă pe front, dar și cei și refugiații au lupta lor în fond. Și lupta lor de dincolo de graniță e de fapt pentru a-i ajuta pe cei care au rămas acasă. Fie să păzească locuința aia așa cum a rămas, fie chiar acolo în linia întâi. Am filmat pe 18 martie la Iași echipa de gimnastică din Vinița și pe Victoria Lipnițica. Ea este campioana Ucrainei la gimnastică artistică. O echipă care speriată a venit aici cu bunici, cu mătuși și cu antrenorii. Dar au venit împreună și și-au continuat antrenamentele aici, la Iași. Adică n-au venit să se plângă, n-au venit să aștepte, ci au venit
să-și ducă mai departe țelul lor. Adică noi pentru asta, asta e pasiunea noastră, noi pentru asta trăim, facem gimnastică de performanță și vrem să avem rezultate foarte bune. Săptămâna aceasta au plecat către Bulgaria, acolo va avea loc un concurs internațional de gimnastică artistică. Nu se știe ce va fi mâine, poi mâine în Ucraina. Se vor întoarce în Ucraina, vor reveni la Iași, nu știm. Dar le vedem povestea. Ми два дні, двоє суток ховалися в підвалі. І тяжко, дітки на землі сплять. Мені навіть жалко діточок. Зараз добре. Mihailo este bunicul Zlatei, unul dintre adulții care pe 26 februarie a însoțit gimnastele refugiate de la Vinița la Iași. Acum sunt cazați la o pensiune din apropiere de oraș și fetele se antrenează în fiecare zi la sala polivalentă. Încearcă împreună iluzia unei vieți normale, dar e greu să uiți că mama și tata au rămas acasă să-și apere țara sau să faci față ultimelor știri care spun că orașul în care ai crescut a început să fie bombardat. Так, я живу в Україні, знаю, звісно ж. Війна – це коли люди воюють між собою або різні країни, як зараз на нас нападає Росія. Щоб війна поскоріше закінчилась. Вони це розуміють, вони розуміють те, що проходить зараз на наших територіях України. Вони теж переживають, хвилюються, але ми стараємося їх уберегти від таких більших хвилювань, щоб психіка дитяча залишалася в кращому стані. Multe dintre cele 18 fete din lot au venit fără părinți, pentru că tații sunt pe front, iar mamele, dacă sunt angajate în instituții publice, sunt obligate să rămână la serviciu. După primele atacuri din Ucraina, antrenoarea lor a înțeles că trebuie să-i salveze pe copii și să-i ducă departe de casă, lăsând în urmă familiile. Важко, можна сказати, ти всьому вчишся з нового. Ну, життя розділилося і справді на до і після. І кожен з нас розуміє, що вже ніколи в житті не буде, як було до. Тут важко, тому що ти далеко від дому, і ти в невідомості, що як жити далі. А там важко, там реально страшно за життя близьких і за своє життя. І це страх, ну, від якого просто там терпне шкіра. О, як я їх не хочу відпускати. Multe dintre gimnastele din rotul regional sunt laureate la importante competiții naționale și internaționale. Printre ele și Victoria, campioana Ucrainei la gimnastică artistică. Cel mai frumos vis al ei este să participe la Olimpiada din Paris și nici măcar un război nu-i va sta în cale ca să-l îndeplinească, iar Victoria va fi a ei pe toate fronturile. Însă este conștientă de situația critică în care ne aflăm cu toții. Щоб мир був в світі. Якщо не буде миру, не буде нічого. Da, impresionant tot ce se întâmplă cu poporul ucrainean și atitudinea pe care o au toți ucrainienii în aceste momente. Aș vrea neapărat să mulțumesc cele care ne va fi colegă, Elena Popovici, pentru că ne-a ajutat cu traducerea din ucraineană. Iată, până și acest aspect am reușit să-l acoperim onorabil, pentru că te gândești câți români cunosc ucraineana și iată, s-au găsit România care știa ucraineană și care să fie la locul potrivit și să ne ajute să vorbim cu cei aflați în suferință. Și ucrainienii care știu și română, da, da. Avem o comunitate foarte puternică. Exact, a fost în avantajul nostru că am reușit să ne înțelegem și în limba lor, ca să nu-i traumatizăm și mai mult, pentru că nu vorbesc prea mult nici limba engleză și atunci era o problemă. Revenind la ce înseamnă războiul, care, bun, nu va trece granița, da? Avem asigurări și chiar așa va fi, nu va trece granița Ucrainei către România sau către Uniunea Europeană. Dar, ca și concept, să lupți și să mori pentru țară, e de la sine înțeles? Ce spune psihologul? Și da și nu. Să vă explic de ce e așa nuanțată părerea. În primul rând, această nevoie de a-ți apăra țara, neamul, avuția, da? Cuvinte mari, se declanșează în momentul în care chiar ești atacat.
Acum ne este greu să vorbim, vai, cum am reacționat noi dacă suntem atacați. Am fugit toți ca potârnichile peste hotare, că nu știți, s-a făcut atacaz cu pașapoartele, toți românii s-au îngrămădit să-și facă pașapoarte biometrice. Foarte bine, eu mă bucur. Pentru că dacă mi-aduc bine aminte, în urmă cu mai bine de 2 ani, când a apărut discuția cu pașapoarte biometrice, principalele fake news-uri era că ne fură sufletul, că ne urmăresc. Aveam o problemă cu chipurile, nu? Cu chipurile. Ei, acum am uitat de chipuri, am uitat de tot și ne-am făcut toți pașapoarte biometrice. Și nu ne-au afectat în niciun fel. Da? Dacă vreți, eu am luat-o ca pe o măsură de gândire în perspectivă. E bine să ne protejăm. Însă, în momentul în care îți intră cineva în curte sau în casă, cu intenția clară să-ți dea cu ceva în cap, să-ți răpească fiica adolescentă și să îți ocupe casa, să o transforme în a lui, în momentul ăla se declanșează în noi acel sentiment de apartenență, de rădăcini. Da? Și eu sunt destul de sigur că în pofida ceea ce circulă acum pe la noi, mai ales în subteranele informațiilor, că românii ar zbughi eu ca pătrnicile, că nu ne-am apărat țară, că patriotismul este numai, știu, o goarnă pe care tot o izbim de un stâlp. Nu sunt de acord. Pentru că în momentul în care, ferească Sfântul, vine picior de soldat străin cu intenții malefice în România, se vor găsi 2-3 care să-i primească cu flori. Dar stai și te gândești, prietene, dar ce cauți tu la mine acasă aici? Și atunci se va trezi și patriotismul ăsta. Și când îți vezi familia și cei dragi și casa și orașul mult iubit, cum ar fi așa să cadă o rachetă peste Biblioteca Centrală Universitară? A mai fi încântați de ideea unui prieten de la răsărit? Nu cred. Cred că ne-am revoltat și noi foarte, foarte tare și foarte mulți dintre noi chiar ar pune mâna pe armă. Chiar dacă n-ar prea ști cum să o folosească. Dar asta este o discuție ipotetică pentru că, repet, nu mai este nevoie să aruncăm noi cu praștia în dușmani, pentru că suntem într-o alianță militară foarte puternică, de altfel, dacă nu mă înșel, chiar cea mai puternică alianță militară din lume și din istorie. Adică, mai tare ca NATO nu cred că sunt acum. Deci, din punctul ăsta de vedere, nu cred că o să avem patriotismul testat la modul combatant. Da. Deci cu sentimentul ăsta de patriotism... Să-l trezim e din traumă. Se va declanșa același mecanism care s-a declanșat acum în cazul solidarității, pentru că exact. Nu știu câți dintre noi ne imaginam o astfel de reacție a românilor în fața refugiaților ucrainieni. Bine, un scenariu pe care nu l-am gândit, nu l-am imaginat deloc, dar iată că a fost... Realitatea ne poate surprinde. Bine. Însă patriotismul este și un sentiment care se educă. Și aici este o discuție foarte interesantă, pentru că diferența este foarte fină între patriotardism și patriotism. Patriotardismul înseamnă să ne batem practic cu pumnul în piept, țărișoara mea, poporul meu, suntem cei mai tari. Și în general la sărbătorile naționale. Și în general la sărbătorile naționale, dar mai bem și un pahar de vin și plângem după țărișoara noastră. Însă, în momentul în care trebuie să pui mâna pe lopată, să dai o mână de ajutor la inundații, sau să nu arunci gunoi în fața blocului la tine sau să curăți trotuarul de zăpadă, foarte puțin dintre noi ne gândim că asta înseamnă de fapt patriotism. Asta înseamnă să ai grijă de casa ta, de țara ta. Și mai mult, aș îndrăzni să merg mai departe, patriotism înseamnă să-ți faci treaba bine. Ești bucătar, fii bucătar pe bune. Da? Asta înseamnă că-ți ajuți țara, faci ceva constructiv și îți faci treaba pentru țară. Ești polițist, ok, fă-ți treaba de polițist, ești medic, fă-ți treaba de medic. Cât mai bine, cu cât mai bine, cu atât ești mai patriot, pentru că asta contribuie, chiar puțin, dar se adună. Contribuie la dezvoltarea țării tale. Știți, de multe ori spunem că România s-a dezvoltat în pofida românilor. Nu sunt chiar de acord cu asta, însă ne-a ajutat foarte mult și apartenența la Uniunea Europeană, că ne-am împins un pic de în spate. Și am învățat, cred că patriotismul nostru se transformă. Nu mai este cel de paradă, dar este acel patriotism comunitar, de a avea grija locului în care trăiești. Și asta s-a văzut cu refugiații. Da. Un pic mai mult bun simț și de aici se adună toate cele bune.
Am văzut povestea Lionei care și-a găsit de lucru la Iași. Sunt foarte curioasă în cazul în care se vor strânge din ce în ce mai mulți refugiați care vor solicita statutul de azilant și care vor dori să rămână în partea aceasta de țară sau în România și care inevitabil vor trebui să-și caute un loc de muncă. Să vedem atunci care va fi reacția românilor. Asta după ce am văzut lecțiile pe care le-a oferit Occidentul. Nu veniți la noi să ne luați joburile noastre, întorceți-vă la casele voastre. Până una alta însă, ca în orice catastrofă, să spunem așa, există și oportunități dacă știi să le observi și să le atragi către tine. Vorbim acum de Igor. Igor este transnistrean, venit acum vreo 20 de ani la Iași, la Holboca, și a deschis o fabrică de utilaje agricole și de vreo câțiva ani a intrat în negocieri cu două mari fabrici de utilaje agricole și tractoare din Vinița și din Harkov. Și cât de curând aceste fabrici vor începe să producă, nu doar să se mute aici ca să facă subansamble sau să asambleze componentele acestor tractoare, dar chiar vor produce aceste tractoare la Iași. Și evident, războiul acesta a adus o reclamă foarte bună pentru aceste tractoare ucrainene. De altfel, chiar ieri în Ucraina a apărut un card nou, un nou tip de card, iar pe card aveți imaginea pe ecran, un tractor ucrainean care tractează un tank rusesc. Ei bine, aceste tractoare vor fi produse în câteva luni la Holboca. Iașul tinde să devină un punct important pe piața utilajelor agricole din Europa. Proiectul inițiat acum câțiva ani prinde contur mai repede ca urmare a războiului. Două mari fabrici de utilaje agricole și tractoare din Ucraina sunt în plin proces de relocare la Holboca. Dacă inițial s-a discutat doar despre dezvoltarea unui punct de asamblare, acum se pun bazele a două hale de producție de peste 6.000 de metri pătrați, un teren oferit de Igor Krușnevski, care va fi partener în această afacere. Noi suntem reprezentanții direcți ai fabricilor, adică nu suntem dealeri sau simpli vânzători. Cumva reprezentăm fabricile în direct pe toată țara. Centrul este aici în Iași, în Holboca, și ne-am axat pe utilajele din mai mult din Ucraina din cauza prețului. Dacă putem oferi aceeași calitate sau poate calitate mai bună la preț mult mai mic, vorbim de două ori mai mic, asta și-a fost ideea, să mai aducem un pic de eficiență în agricultura românească. Dacă până de curând fabricile din Ucraina vindeau utilajele doar către țări din fostul bloc sovietic, Rusia, Kazahstan, Belarus, Uzbekistan sau Mongolia, acum, prin mutarea la Holboca, se dorește intrarea pe piața europeană. În timp ce proprietarii și specialiștii de la cele două fabrici din Vinița și Harkov sunt la ea și stabilesc condițiile de producție, parte din componentele utilajelor agricole se află în drum spre Holboca, prin Odessa și Constanța. Nu o să fie doar asamblare, o să fie practic fabricile care nu mai pot lucra în Ucraina, vor muta producția, practic toată producția în România. Și momentan avem cu aceste două fabrici, din Vinița și din Harkov. Igor Krușnevski, născut în Transnistria, din tată român și mamă ucraineancă, și-a început afacerea de la Holboca încă din 2004, iar de 7 ani importă tehnica agricolă din Rusia, Belarus și Ucraina. Noua fabrică va deveni funcțională în cel mult un an și vor lucra inițial 100 de oameni după o prealabilă școlarizare. Tractoarele din Ucraina, iată, la Holboca. Vorbeam despre locurile de muncă pe care ar trebui să le oferim ucrainenilor. Cum văd românii această perspectivă? Excelent! Absolut excelent! Sunt un pic cinic, recunosc, și mi-asum asta, dar dacă ne uităm și la Polonia și la Germania, care primesc cu brațele deschise forță de muncă, pentru că, acum, știu, nici n-ar trebui să gândim că profităm de pe urma tragediei din Ucraina, ci dimpotrivă, îi ajutăm și pe ucrainieni și ei în felul ăsta au și sentimentul utilității, își câștigă pâinea
își duc traiul mai departe într-un mod normal. Gândiți-vă că din Ucraina nu pleacă muncitori necalificați, doar muncitori necalificați. Pleacă și specialiști. Eu personal am ajutat o familie destul de numeroasă de IT-iști care pot lucra de oriunde, la urma urmei. Da? Ei mergeau în Polonia pentru că aveau rude acolo, însă spuneau, atâta timp cât am o conexiune la internet, pot să lucrez. Și cred că pentru România, și de ce nu pentru Iași, că suntem foarte aproape, suntem pe graniță aici, Iași, Suceava, Bătoșani, reprezintă o oportunitate foarte mare. Gândiți-vă că foarte mulți ucrainieni, mai ales cei care nu au rude sau nu au legături în țările vestice, le va fi mai, cum să zic eu, mai aproape de suflet să fie mai aproape de casă. Adică când te întorci acasă, te întorci mai de aproape, nu mai de departe. Și ajungi mai repede. Și ajungi mai repede. Și atunci își vor găsi locuri de muncă și la noi, că noi avem un deficit de personal pe piața muncii. Și cred că poate e și un lucru bun. Și mai mult decât atât, când se va încheia războiul, Ucraina va trebui reconstruită, într-o formă sau alta. Iar legăturile astea care la început au fost sufletești, da? Că i-am ajutat, ei aveau nevoie și noi am ajutat, vor face mult mai mult decât, știu, orice diplomație hard sau soft, da? De fapt e hard, orice diplomație oficială, să-i zicem. Pentru că vom avea efectiv legături. Ai un număr de telefon, ai un mail, ce faci, cu ce te ajut? Și, de fapt, la urmă, asta ar putea însemna o formă mai umană de globalizare. Cred că din orice nenorocire poate să fie și o oportunitate. Exact, acesta este mesajul și lui Talca Tran. E un colaborator TVR Iași care după perioada aceasta a pandemiei a revenit și în România și a mai pus la cale niște afaceri, în special pe educația online, și care ne-a spus câteva tipsuri, așa ca să zic, despre cum ar trebui să profităm până la urmă de nenorocirea aceasta, dar să ne gândim că ucrainienii au într-adevăr IT-iști de valoare, că sunt foarte multe proiecte în IT în Ucraina care acum ar trebui să se închidă pentru că acolo nu se mai poate lucra, dar ei migrează, se refugiază inclusiv în România, vin aici de unde își pot continua acele proiecte cu marile companii, eventual din Statele Unite, nu? Și de ce cu un minim statut din acela de nomad digital să rămână aici la noi și să avem până la urmă de câștigat și unii și alții. Vedem pe scurt, îl vedem pe Talca Tran și revenim în direct. End of 2021. I'm told 2021 was the year of COVID. Well, maybe in Israel we didn't hear about it. Why am I saying it? Do you know that Israeli startups during 2021 raised over $25 billion and did exits. Exits being acquired for over $80 billion. That's kind of the more of the national budget of some countries in the world. We did in way of exits, just to show again, when you live a life of resilience, when you need to adapt all the time, when you need a kind of a sense of urgency, you adapt faster. And when you adapt faster, you succeed. So just to say, Startup Nation, doing well. Now, during the war in Ukraine, many businesses, even in Russia, not only in Ukraine, are closing and relocated, some in Romania. This is kind of a situation no one agrees with, needs to stop. Putting that issue on the side, it's still about people. More than 3 million refugees are somewhere right now looking for home. Just a ceiling above their head, a roof to be safe. The world needs to deal with it. World, everyone needs to deal with it. Now, as you said, so what's now? I can tell you from the side of Israel, we have used, we've been working with Ukraine programmers for some years now in large quantities. Now there's no work, there's no internet, no electricity, many things are gone. So this is a big problem. Again, being resilient and adaptive, Israeli companies started to look for solution in Poland, in Hungary, in Romania, in Kosovo, wherever we can come up with more programmers. Is this an opportunity? Of course. What does Romania do about it? I think should do more.
and I will explain in a second. So one thing is in regards of the refugees. Some of them are programmers. Let's give them a home. I would say that programmers are a big need all over the world. Why do we have so many programmers in Ukraine doing outsourcing? Because all our countries don't have enough inside. So we go for the outside. So right now, this outside is coming in. Open your door. Let them have, give them a chair. Connect them to a computer. If I know something about Ukrainian people, they're vigilant. The second they find a place to sit, they look for a job. Give them the job. You want them here, they will stay here, probably for the coming year. So this is a one thing. A second thing is about the opportunity that other countries are looking for programmers, and if Romania has to offer, and I know Romania has to offer, and a good quality of programmers, stand up at your, I'm here, I'm open for business. This was my call to both men I mentioned I've met. This will not bring anyone. Staying nice and looking in shape, not shaved, shaved, doesn't work. Call out, open your arms like this and say, hey, my door is open. Can I help you? Come here. Convingător, par atât de simplu? S-a adoptat atitudinea aceasta de open mind, da? Atitudinea este simplă. Este modalitatea noastră de a ne raporta la ceilalți, la fenomene și la noi înșine. Și atitudinea vine din interior. Fix din interior. Cum foarte bine spunea acest personaj simpatic în reportaj. Deschideți brațele și ok, veniți. Hai să lucrăm împreună. Sunt 100% de acord. Până acum vorbeam despre copiii noștri din centrele de plasament. Eram necăjiți că nu sunt condițiile care ar trebui, că stau prea mulți într-un loc. Dar iată, războiul a aruncat pe drumuri și orfanii din Ucraina. Și s-a găsit loc pentru 43 de copii din Dnipro, aici la Iași, împreună cu însoțitoarele lor, care au venit la rândul lor cu copiii lor, aceste femei, și înțeleg că prin grija Direcției de Asistență Județeană de Protecția Copilului vor primi locuri de muncă aici. Nu se știe cât vor rămâne acești copii în Iași. Poate că ar trebui să fie o perioadă puțin mai lungă, să nu fie mereu pe drumuri. Clar este că vor sta câteva luni cel puțin. Vedem povestea lor și apoi tragem o concluzie la această emisiune. Iași acum sunt fiori care o copleșește și spune cu grijă, cu teamă. Pe data de 23 au început să aibă pregătiri că în caz de război, au avut un instructaj. Copiii deja au, bunkerele au fost deja pregătite cu o săptămână înainte de război. Ei nu s-au așteptat că o să fie atacați, chiar nu au avut, ei asta doar s-au pregătit, asta a fost doar o formalitate pentru pregătire. Da, în tot же день дети со второго этажа были спущены в матрасы на первый этаж. În aceeași zi, copiii au coborât saltelele de la etajul 2, l-au coborât la subsol. Zacleene okna. Au fost lipite geamurile. И с детьми провели беседу и рассказали, что происходит. Copiii au fost instructați și s-a vorbit, li s-a spus ce se întâmplă și ce se petrece acum. Мы им объяснили, почему теперь они будут ночевать на первом этаже. Ei s-au anunțat și s-au lămurit de ce ei vor dormi la primul nivel și la subsol. Что они должны спать одетыми. Și că ei trebuie să doarmă îmbrăcați. И в случае чего, как бы, если мы начинаем... Și ei, dacă vor fi treziți noaptea, ea trebuie să echipeze foarte rapid și să coboare la subsol. Когда начали срабатывать сирены, când porneau sirenele, conform instrucțiunilor, copiii se echipau și coborau jos la subsol. Când au început bombardamente la supra instituțiilor oficiale, instituțiilor guvernamentale și a statului, spre exemplu a școlilor, instituția lor și direcția lor a luat hotărârea ca să fugă, da.
выехали мы в среду вечером, потому что это эвакуационные поезда, и у них нету стабильного расписания. Dar s-au pornit nu de miercuri dimineață, ci miercuri seara, pentru că au avut parte de un tren de refugiați, tren de evacuare, și ei n-au avut un grafic stabil. Trenurile de refugiați, trenurile de evacuare sunt niște trenuri gratuite și sunt într-un stil în care se deschid vagoanele și câte persoane încap în acest vagon, atâtea și pleacă. Но администрация județului i-a vorbit și li s-a dat încă un вагон doar pentru ei. Мы заранее привезли детей на железную дорогу. Ei au adus copiii din timp pe calea ferată, intrat în вагон și au închis вагонul. Da, nu era foarte greu cu acești copii, dar noi știam că în vagoanele de alături la oamenii este mult mai greu decât nou. Mai bine 24 de ore i-au mers în tren. Ni s-a făcut instructajul ca când mergem, telefoanele noastre să fie stinse. Чтобы максимально мы завесили окна. Ca să închidem maxim geamurile. И будет такое, что будет и посидел, как тренер с мярг фару луми, шаста его нормалитать. Да, как тренер с его прежде, что боял саузит сирене, сыну восперец. К навожен сын урашу салатвина, ей около аусунат, и ауруга калура сели сидянешь автобус, как спать траверса граница. Автобусы подогнали прямо по платформе. И была очень хорошо организована выход детей из. Автобусы au fost aduse direct la platforme și au fost foarte bine organizați. Am întrebat cât timp avem ca să coborăm din tren și să urcăm în autobuz. Și au spus că voi aveți tot timp, noi stăm atât timp cât până nu coboară ultimul copil și când după ce urcă putem pleca. Oamenii când au văzut cât de mulți copii mici, au întrebat cum voia să treceți peste pod. Мы говорим, какой мост? Мы не знаем, что это такое, что когда вы приходите мост, они говорят, да. Cum voia să puteți traversa podul? Și au spus, care pod? Noi nu știm niciun fel de pod. Și au spus, între Salatvina și România este un pod. Да, и тогда они позвонили, это было ночью, и организовали 15 женщин, которые пришли с паспортами, и они говорят, они могут перевезти детей и вещи. То есть они будут украинскую границу, а что остраверсия за граница. Но даже здесь мы видим, насколько как мы реагируем на плач, который похож на сирену, на детский плач, который похож на сирену. Chiar și aici noi reacționăm la плынсыту копиилор, который сямана тяра сирены. Как нас, как мы дергаемся, когда закрываются окна или как вот что-то там хряснет на улице. Ей реакционяза ши акум ла он, кэн се бушеште джамур, сау кэн чева се ауди он троснит, сау казатур чева пе афар, сау ауди он згомот афар, е ши акум тресар. 43 de copii orfani din Dnipro, cu asistentele sociale și copiilor, în total 63 de oameni, sunt cazați acum la Bucium. Viața de la agonie la speranță e războiul pe care îl trăim în direct și datorită jurnaliștilor și am vrut neapărat să menționez asta și să spun că până ieri cel puțin 7 jurnaliști au fost uciși în acest război. Uciși. Nu e o joacă. Așa este. Nu este deloc o joacă, este o tragedie. Însă și va provoca traume, asta este clar. Traume pentru copii, traume pentru adulți, traume pentru popoare întregi, traumă pentru întreaga planetă. Însă, cheia pentru a ieși din orice traumă este să învățăm ceva, să învățăm o lecție din trauma respectivă. Pentru că acest mic beneficiu, să-i spunem, de a învăța ceva din lucrurile rele care ni se întâmplă, au darul de a ne întări, de a ne face mai puternici, au darul de a ne face un viitor mai sigur, pentru că vom evita greșelile pe care noi le-am făcut sau alții le-au făcut, dar care ne-au dus în acel eveniment traumatic. Și oricât de rău ar fi să găsim o mică bucățică de pe care să putem reconstrui. Pentru că, la urma urmei, și speranța, ca și viitorul, se construiesc, nu ne sunt date din cer. Mulțumesc foarte mult, punem punct aici, dar subiectul va fi dezbătut și în zilele următoare. Rămâneți alături de programele TVR Iași. Toate cele bune!